Cum ți s-a părut marele transfer, Dorin Rotariu, aseară? Dom'le, eu ți-am spus la emisiunea de data trecută. Uh-huh. Aștept să joace. Uh-huh. Și după două, trei jocuri, eu spun, nu e mai valoros decât Octavian Popescu. Nu e mai valoros nici decât Coman. Nu, nu e. Mai valoros decât Băluță e? Mie nu mi se pare, da, nici decât Băluță. Ba da, decât Băluță. Nu e mai valoros e decât Băluță. Dar ți s-a părut așa, mamă, că a rupt gura târgul? Nu. Adică să zici, mamă, ce jucător. Nu, dar s-ar putea să, când începe să joace, s-ar putea bine, să... Bine, trebuie să crească. Da, sigur. Uh-huh. Da. El câți ani are? 24? 25? Da, 24. 24 de ani. E tânăr. Dar te-ai impresionat ieri la primul meci? Nu. A? Nu m-a impresionat nimeni. Cum s-a părut FCSB-ul? Anost. Fără niciun orizont, fără nicio tactică de joc. Valoare are la echipă. Sunt individuală, există valoare la echipă, uh-huh, la Gigi. Dar... Păi putea să-i bată voluntariu. Da, voluntariu, dacă avea un atacant de valoare, îi bătea. Unul de viteză. Atât. Dacă avea unul dacă de viteză. Dacă l-avea, pe, de exemplu, pe ăla, pe Funșul ăla de la Rapid, îi suna. Îi spulbera. Da, îi spulbera. Și eu sunt de acord cu tine. Da. Îi spulbera. Da. Deci nu te-a impresionat. Nu, Horia. Nu-ți place, a? Nu m-a impresionat deloc. Nu. Mm? Și voluntariu atât au luptat. Păi, cred că trei zile numai să, ăștia ar trebui să-i zile numai pe masaje. Mă uitam la ăla, îmi vine și lui Nemeț ăla să-i dau două peste ceafă și să-l întreb ce ai făcut, mă, cu cariera ta lui Nemeț ăla? Doamne, ce fotbalist. La 37 de ani. Neamitică, cum știe, visează, pictează la 37 de ani și îmi vine să-l iau de ceafă, să-l întreb, băi, Nemeț, mă, să-l întreb, ce ai făcut, mă, cu cariera ta, mă, că puteai să ajungi să joci în Bundesliga, la cât creier are băiatul. Da, l-ați văzut? Da, da. L-ați văzut? Da. Deci, slăbuțel, anos, plictisitor FCSB-ul, a? A? Lixandru, marele Lixandru? El nu poate să joace decât în fața fundașilor centrali. Degeaba îl bagă în altă parte. El acolo, dar acolo e altul peste el, șut. A, deci îl bagă, deci practic i-a băgat pe amândoi sau călcat pe picioare aseară, da, nu? Da, sigur. Da. Da, mai multe, dar nu vreau să mai comentez așa de mult. De ce? Ți-e frică de Gigi? Mi-e frică, cred că mă bate. Ți-e frică puțin de Gigi, nu? Da. Poate îți dă totuși pământul ăla cu nu, 700. Nu, că acum am... Da, zine, amitică, ce ai văzut! M-am orientat să, acum... Vezi că o să zică lumea că ți-e frică de Gigi, să zici să-l critici. Da. Că și așa toți îmi zic, toți. Doamne, ce-l umflă, doamne, amitică, ta pe Gigi la tine? Da, numai de sărăcie, iar el al dracu nu e sărac. Deci, Lixa, da. Deci bine, a zis și Gigi că a greșit echipă. Da. Da? A greșit și cum a făcut-o. Mă, de ce nu-l lasă, mă, pe Minculescu ăsta? Măcar 5 jocuri unul după altul să joace vârf. Mm-hmm. Nimic altceva. Mm-hmm. Mm-hmm. Iar pe Octavian Popescu în spatele vârfurilor. Mm-hmm. Că nu poate să joace în locul lui Coman acolo, că nu-l lasă Gigi. N-are cum. Dar ia zic cu Coman, a fost ceva sau n-a fost? A fost. Sau s-a enervat Gigi? Nu, s-a enervat. S-a enervat Gigi sau nu? Nu, el a vrut. Și a făcut Coman vrăjeală să nu cadă în penibil, să nu râdă lumea de el? Nu, a avut probleme. Da? Știi tu, ai informații, sigur? Păi, dacă ați fost atent, deja el discuta deja cu medicul. Pe buze, două, trei chestii se pot interpreta. Eu sunt foarte atent la... Știu. Deci a fost vrăjeală sau chiar a simțit ceva Coman? A simțit Coman? Sigur ceva. Sau l-a scos Gigi și s-a dat Coman să nu fie penibil? Dacă l-a scos, înseamnă că una din marile greșeli. Că cu el poate câștiga jocul. Dar nu cred, neamitică. Ce să fii nebun să-l scos pe Coman în minutul 37? Neamitică. Sigur a fost accidentat. Că nu-l scotei. Sigur a fost accidentat. Sigur, nu mai fă probleme. Uh-huh. Bă, după părerea ta, la FCSB... Câți jucători sunt de mare valoare? Dar de mare valoare, care să îi trimiți în orice campionat și să joace. Portarii amândoi. Da? De mare valoare. Da? Pot să apere și în Anglia, și în, uh-huh, și în Italia, și în Spania, peste tot la orice echipă. Ascultați-mă. Deci. Nu, de mare valoare, te întreb. De mare valoare, numai capitanul de echipă, Olaru. Mm-hmm. Și Tavi, eventual? Și Tavi. Dacă se apucă de fotbal. Și Coman. Mm-hmm.